Rihanna primește o mare onoare din partea țării sale de origine. Guvernul din Barbados, țară insulară din Antilele Mici, a anunțat că va redenumi strada unde a copilărit Rihanna. Astfel, Westbury New Road se va numi Rihanna Drive. Vedeta a locuit în Barbados până la vârsta de 16 ani, când a fost descoperită de un producător american și s-a mutat în Statele Unite. Artista și-a anunțat prezența la ceremonia de schimbare a numelui străzii, care va avea loc pe data de 30 noiembrie, chiar de ziua independenței. De-a lungul carierei sale, Riri a promovat țara sa natală și s-a implicat într-o mulțime de acțiuni caritabile. În anul 2007, ea a devenit reprezentanta turismului din Barbados și a primit titlul de ambasadoare a culturii și tineretului. Cei din Barbados au decis, la un an după aceea, ca data de 22 februarie să devină ziua dedicată Rihannei. La sfârșitul acestei veri, după colaborarea cu DJ Khaled, melodia sa Wild Oats a intrat în topul celor mai ascultate piese din Statele Unite. Deținătoarea 8 premii Grammy, Rihanna și-a lansat recent și o linie de produse de machiaj. We the best music.